A comandat un taxi și a plecat cu tot cu mașină. Un tânăr ucrainean în vârstă de 23 de ani a furat un taxi printr-o metodă inedită. A comandat o cursă și a profitat de momentul în care șoferul a coborât din mașină pentru a-i pune bagajul în portbagaj. S-a suit la volan și a fugit cu autoturism. Colega noastră, Ana Grigore, știe mai multe despre acest caz și ne spune ce a făcut hoțul după ce a furat mașina. Haideți să o ascultăm. Bun găsit, a urmat o cursă nebună pe străzile capitalei, iar după ce a condus minute în șir fără să dețină permis de conducere, bărbatul a abandonat taxiul pe calea Victoriei, a furat din acesta telefonul mobil al victimei, după care a fugit. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, atât momentul în care se urcă în taxi și pleacă cu el, dar și momentul în care îl abandonează și fuge. Incidentul a avut loc pe data de 12 februarie, după ce individul în vârstă de 23 de ani a comandat un taxi pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. În momentul în care taximetristul a mers să-i pună bagajele în portbagaj, bărbatul s-a urcat la volan și a plecat cu taxiul. Acum este cercetat de polițiști pentru infracțiunile de furt calificat și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. A fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, procurorii vor decide dacă va rămâne sau nu în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.